să se determine suma modulelor soluțiilor ecuației z pătrat minus 6 minus i ori z plus 5 minus i egal cu 0. Deci asta, fiind ecuația de gradul 2, o să aibă două rădăcini z1 și z2. Aparțin lui ce? Nu știu, în reale, cu imaginarea, bar n-avem, nu contează. Mie îmi cere suma modulelor, deci expresia asta, modul din z1 plus modul din z2, da? Atenție, ea neavând coeficient real, nu înseamnă că z1 este z2 conjugat, ca să mai simplific expresia, da? Pur și simplu trebuie să aflu modulele noastre. Atenție aici să nu fiți tentat să ridicați la pătrat. Știți că ar fi tentat să ridic la pătrat. Să zic, bă, modul din Z la pătrat e modul din Z pătrat. Care e Z pătrat? Opa, nu. Asta este valabil, atenție, dacă Z-ul este real. Că Z pătrat e pozitiv. Asta e totul altceva, da? Ca să-ți fie și Z1 pătrat cu Z2 pătrat plus 2 Z1 Z2 în modul. A, și merge cu rația lui Viet. Nu e adevărat, da? Deci, în cazul meu, facem, hai să aflăm delta. Delta este, facem ecuația de grad 2, 6 minus i la pătrat minus 4 pe lângă 5 minus i. Și egal cu 36 plus i pătrat care e minus 1 minus 12i minus 20 plus 4i, cât dăm? 36 minus 20, 16 minus 1, 15 minus, cât face? 8i. Nu? Bun. Și acum, păi, trebuie să fac radical din ăsta. Să-l facem, hai să încercăm să vedem dacă, cât face ăsta, 225 cu 64, 289, aha, merge. Deci, uite ce se întâmplă. Ăsta delta, eu trebuie să aflu radical din delta, da? Care e un număr complex de forma A plus B. Prin urmare, eu voi avea ca A plus B la pătrat, trebuie să-ți dea acest 15 minus 8i. Hai să o calculăm. Bine, a pătrat minus b pătrat, nu e nevoie să știți, există formula direct radical din a plus bi, dar e așa de complicată, o aflați de fiecare dată ca să stați să vă încărcați mintea cu tone și cu tone de formule, da? Ce îmi dă de aici? Iată, avem o dată a pătrat minus b pătrat egal cu 15 și ab egal cu minus 4. Am mai simplificat prin 2, da? Bun. Și acum, păi ăsta este sistem omogen, da? Spre exemplu, pot să-l notez pe a egal cu b ori t, da? Adică t este a pe b. Se vede că b-ul e diferit de 0, că dacă ar fost 0, 0 egal cu minus 4 nu mergea. Da? Și îl înlocuim. A egal cu bt. Și vine b pătrat pe lângă t pătrat minus 1 egal cu 15 și jos b pătrat ori t egal cu minus 4. Simplificăm. Împărțim termen cu termen și îți dă t pătrat minus 1 pe t egal cu minus 15 pe 4. Adică 4t pătrat minus 4 egal cu minus 15t, îl trec dincolo, 4t pătrat plus 15t minus 4 egal cu 0. Și rezolvăm ecuația. Avem t1, 2 egal cu minus 15 plus sau minus radical din 225 minus 4 face 4 ori 16, cât face asta? 64, da? Supra 8. Adică minus 15 plus sau minus radical din 289 pe 8, radical din 289, ăsta câte 17, parcă nu? 17 la pătrat, 289, da? Deci egal cu minus 15 plus sau minus 17 pe 8. Deci avem o dată T1. 7 minus 15, 2 pe 8, 1 pe 4, T2, 1 pe 4 și T2 minus 32 pe 8 este minus 4. Și acum revenim aici la B pătrat T egal cu minus 4. Dacă T este 1 pe 4, iată avem B pătrat pe 4 egal cu minus 4, B pătrat egal cu minus 16. Contradicție că A și B erau aia din A plus BI. Deci A și B erau real. Deci contradicție. Prin urmare, T-ul
singurul este minus 4, revenim și zicem b pătrat ori minus 4 egal cu minus 4, b pătrat egal cu 1. Deci b este plus sau minus 1 și avem acum, dacă b este 1, cine era au? B ori t, vă aceți aminte? Deci au este b ori t, este minus 4, dacă b este minus 1, au este 4. Prin urmare, radical din delta, care era a plus bi, este minus 4 plus i sau 4 minus i. Cum eu la formula ecuației de gradul 2 a minus b plus sau minus radical din delta, nu mai contează care, îl luăm unul dintre ei, da? Și atunci revenim aici și zicem, hai să luăm ecuația noastră, da? Să-i aflăm pe z. Și cu asta terminăm problema, da? Deci, z-ul nostru egal cu z-ul 1, 2 este 6 minus i, adică minus b, plus sau minus 1 dintre ăștia, nu contează, minus 4 plus i, de exemplu, pe 2a. De unde? z-ul 1 este 6 minus i minus 4 plus i pe 2, care dă 1, și z-2 este 6 minus i minus ăștia, adică plus 4 minus i, totul pe 2. Deci dă 10 minus 2 pe 2, îmi dă 5 minus i. Ce îmi cerea mie problema? Modul din z1 plus modul din z2. Modul din 1 este 1 plus modul din z2. Suma pătratelor coeficienților. Radical din 25 plus 1, adică e 1 plus radical din 26. 1 plus radical din 26, răspuns corect F.